Medicul oncolog din Suceava, care este cercetat pentru luare de mită, a scăpat de arestul la domiciliu și va fi cercetat sub control judiciar. Potrivit informațiilor furnizate de parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, medicul oncolog ar fi luat mită de la pacienți în schimbul unor programări urgente sau pentru a le face tratamente mai rapide. Ancheta a început după ce unul dintre pacienți a sesizat autoritățile. La momentul respectiv, după o percheziție la domiciliul medicului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Cu toate acestea, instanța a hotărât că medicul poate fi cercetat sub control judiciar cu măsuri preventive care să împiedice implicarea sa în activități medicale sau în alte activități care ar putea influența ancheta. În urma acestei decizii, medicul oncolog a fost eliberat din arestul la domiciliu și va fi cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care nu are voie să părăsească țara, să ia legătura cu martorii din dosar și să practice medicina. De asemenea, el trebuie să se prezinte la poliție ori de câte ori este solicitat și să nu intre în contact cu persoanele implicate în dosar.